Căluțul. Copii, Țopa și Ariciu sunt pregătiți să se joace toată ziua. Salut! Bună! Au! Căluțul. Se ascunde? Nu găsești căluțul, nu-i așa? Așa e! S-a pierdut în dezordine. Dezordine! Dăm căluțul înapoi! Oh, dezordine! Hai să le ascundem și noi în cutie. În cutie! Și cuburile tot în cutie? Și cuburile. Așa este, acum e ordine. Bună treabă, copii! Ordonarea jucăriilor. Bună! Bună, Ariciu! Salut! Salut! Bună, Țopa! Bună, Pandi! Camera-i dezordonată, jucăriile scrămare, de pe rafturi din sertare, toate într-o grămadă mare. Ursulețul e supat, vai! Iar mașina s-a stricat, vai! Peste tot numai hârtii. Hai să facem ordine, da, hai să facem ordine, copii! Bună ziua, copii! Câte jucării aveți! Haideți să le punem la loc! Jucăriile de construit în cutie, cuburile pe raft. Și elefantul? Și el merge în cutie. Bravo, copii! Vom învinge și dezordinea, noi o vom birui. Camera dezordonată, uite cum va străluci. Ursulețul e pe pat, pat? Mașina s-a reparat. Da! În caiet avem hârtii. Ordine de plină, ordine de plină, copii. Soarele. Bună dimineața, Ariciu! Bună dimineața, Grohi! Bună dimineața! Nu e o dimineață bună, nu e soare deloc. Așa este, Grohi. Nu vrei să-l desenezi tu? Să-l desenez? Bună treabă,
Pașariciu, ai găsit creionul galben. Mulțumesc! Da! Mulțumesc! Uite! Cum ți se pare? Da! Este o pată frumoasă! Grohi, ia spune-mi, tu crezi că soarele tău arată ca o pată? Soarele nu arată așa. Da, Ariciu, soarele nu arată așa. Este rotund, precum ceasul. Sau ca o farfurie. Un nasture este rotund. Se rostogolește! Copii, vreți să ne jucăm de abracadabra? Ariciu, stai pe nasture. Și tu, Grohi, desenează conturul. Soarele este rotund și dimineața e frumoasă. Bună treabă, copii! Bună! Bună! Rotund. Bună! Bună, Grohi! Ce e asta? Este un rotund. O farfurie. Așa arată o farfurie? Rotundă. Ia privește în jurul tău, cerc, cerc, cerc. Tot ce te înconjoară e cerc, cerc, cerc. Tot în jur este rotund, cerc, cerc, cerc. Doar aruncă o privire. Farfurie, ceasuri multe, o gogoașă delicioasă, nesturei și roți de bicicletă peste tot. Acolo. Bună dimineața! Eu am un vaporaș. Oh, ce noroc că pârâul este îngust. Bună, Pandi! Bună! Ariciu, uite-te la mine! Am o umbrelă! Aha. Ariciu! Ariciu! Grozav! Umbrela mea! Ce este de făcut? Umbrela a zburat. Mă duc după ea. Ariciu, o să te uzi.
brâul. În gust. În gust. Acesta nu este în gust. Da, nu pot sări peste el. E larg. Este larg. Cum putem ajunge pe cealaltă coastă? Dacă am putea trece peste... Peste pod! Podul este îngust! Da! Vei avea nevoie de un pod larg! Copii, ar fi mai bine ca azi să vă jucați împreună. Îngust și larg. Îngust. Marea este largă, largă tare, chiar e greu s-o treci în not. Așa pare, cu barca poate că vei reuși. Ai nevoie de amici să poți vâsli. Largă! Chiar nu e greu deloc, fiindcă poți oricând sări peste un pârâu îngust. Fiindcă poți oricând sări peste un pârâu ce e îngust. Îngust. Larg. Câmpul e atât de larg, atât de larg, noi putem să-l traversăm ușurel. Fiindcă e atât de larg, atât de larg, observați cât e de larg, larg, larg! Chiar nu e greu deloc. Peste o potecă îngustă întotdeauna poți sări, da, întotdeauna poți sări. Întotdeauna! Pălăria roșie. Bună, Milu! Ce desen frumos ai făcut! Ce reprezintă? Bună! Este o mură! Și ce să mai desenezi în continuare? Grohi! Nu grohi! De ce grohi? Stai puțin! Oh, unde este? Nu pot găsi! Grohi, ce anume cauți? Pălărie, Panama! Milu, trebuie să o ajutăm pe Grohi. Sunt așa de frumoasă cu ea! Frumoasă! Grohi, spune-mi, cum arată pălăria ta de Panama? Uite aici! Una roșie! Ce pălărie roșie frumoasă de Panama! Și ce înseamnă pălărie de Panama? Este o pălărie! Roșie! O pălărie roșie frumoasă! Pălărie?
roșie! Am găsit-o! Unde? Să mergem, o să vă arăt! Unde e pălăria mea de Panama? Să mergem! Închide ochii! Deschide-i! Pălăria! Frumoasă, frumoasă mea pălărie de Panama! Pălăria! Roșu! Acum putem desena? Da! Desenează! Ia uitați-vă! Cât e de frumoasă grohi cu pălăria roșie de Panama! Roșu. Bună ziua, copii! Ce balon roșu și frumos aveți! Da, roșu! În roșu soarele e îmbrăcat, deci luăm rochițele la purtat. Cu una roșie bine mi-ar sta, o pălărie ar înfrumuseța. Roșie culoarea preferată, bine îmi stă cu ea îmbrăcată. Pam, pam, param, pam, pam, param. Grohi, ce ai desenat acolo? Un cerc roșu. Așa este, roșu. Și eu am desenat tot un cerc roșu. Te iei după mine! Poate că o să desenezi un alt lucru roșu? O floare roșie! Un măr roșu! Zmeură eu aș mai mânca și o căpșună aș gusta. Și merișoarele îmi plac și cireșicile mă atrag. Avion. Micuța Grohi e plictisită azi. Da, plictiseală. Bună ziua, copii. Bună ziua. Ne jucăm cu un avion. Ium, ium, ium. Vum. Pot să mă joc și eu cu voi? Aha. Avionul a zburat atât de departe. O să-l găsim, sigur! Ia uitați! Un camion! Veți rămâne aici să vă jucați cu mașina? Ei, copii! Eu nu vreau să merg departe! Știți ce putem face din hârtia asta? Un avion nou! Nou? Am obosit! Hai sus, Milu! E aproape! Nu! E departe! Eu merg! Avionul! L-am găsit! Se pare că avionul s-a mototolit. Ce păcat! Grohi, te-am găsit! Te-ai dus prea repede! Ce-am găsit? Un avion mototolit!
Avem unul nou? Nu e bine când prietenii sunt departe, însă e foarte bine când sunt aproape. Departe și aproape. Avionul lui Grohi a zburat prea departe. Ce înseamnă departe? Departe înseamnă... Asta înseamnă că va trebui să mergem mult pe șinele pe care merge trenulețul nostru. Iar apoi vom coborî, să mergem mult cu un camion ce claxonează într-una-ntruna. Tit-tit-tit. Și apoi mergem pe jos, pășim frumos și maiestuos pe-ndrum pavat cu pietre prinse minuțios. Apoi mai avem puțin, mai avem mult prea puțin. Un avion o să găsim. Departe, aproape. Banca este aproape, iar toboganul e departe. Departe! Aproape! Aproape înseamnă... Asta înseamnă că nu trebuie să mergem mult pe șinele pe care merge trenulețul nostru. Iar apoi vom coborî, să mergem doar puțin cu un camion ce claxonează. Tit-tit-tit. Și apoi mergem pe jos, pășim frumos și maiestuos pe-ndrum. Pleoșc! Bună! Salutare, Pandi! Bună, Țopa! Țopa? Țopa, ce faci tu acolo? Salut! Uite! Pleoșc! 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 Sus de tot! Ce jucărie interesantă! Și pot și mai sus! Ce cutie înaltă! Voi cum o să reușiți să recuperați pleoșcul? Cum? Nici cum! Ce treaptă bună, dar e mică! Treaptă? Oh, o scară! E înaltă! Scară! Dar cum veți coborî de acolo, copii? Sunteți tare sus! Da! Cum? Cred că știu! Nu cred că o să reușiți, e prea mică! Copilașii sunteți înalt și mic. Bună! Înalt! Mic! Ce dulap înalt avem? Ce înalt e o girafă-n cap pe el? Ce înalt e? Poți vedea cât de înalt e. Ce înalt e dacă-ți lași capul pe spate? E înalt dacă stai pe vârful pare că ai crescut mai mare. Dacă stai pe vârful
îmi pare că ai crescut mai mare. Mai sus! Da, Țopa, bravo! Dar tu, Pandi? Mai jos! Cine va urca mai repede pe perete? Sunt mai sus! Țopa sare mai înalt, iar Pandi se cațără mai sus. Vai ce scaunel micuț, și poneiul poate sta pe el drăguț. Iar și tu poți mai înalt, tu vrei să fii. Hai răbdare, în curând vei deveni mare, mare tu vei fi. Dacă stai pe vârful pare că ai crescut mai mare. Dacă stai pe vârful pare că ai crescut mai mare. Găleată. Copii! Copii! Unde or fi? Poate se joacă de-a v-ați ascunselea. A mea! A mea! Dă-mi-o! Bună ziua! Copii! Ce fel de joc e acesta? Cu mașini! Didi! Cu nisip! Pa-pa! Vreau și eu un tort de nisip! Pa-pa! Didi! Nu înțeleg nimic! Copii, hai, pe rând, fiecare! Țopa? Țopa se joacă de-a buldozerul. Dar tu, Pandi, de ce te joci? Bam-bam! Pandi bate toba. Grohi? Iar eu vreau un tort. O plăcintă? Hai, ridică găletușa. Curaj! Ce prăjitură! Cum ai făcut-o? Bam-bam! E un tort! E atât de frumos când copiii se joacă împreună. Jocuri împreună. Și nici leapșa nu jucăm. Nici cu mingea nu putem, căci n-avem cui să o aruncăm. Păi de ce? De ce nu? Păi de ce? De ce nu? Jocul nu e joc când ești doar tu. Zi, păi de ce? De ce nu? Păi de ce? De ce nu? Jocul nu e joc când ești doar tu. Țopa, de ce avem nevoie ca să ne dăm? Și de mai cine? Grohi! Tot nu se mișcă? Ce ar trebui să facem? De acum ne dăm în leagă,
Chiar și leapșa vom juca, iar cu mingea ne distrăm, căci vom avea cui arunca. Păi de ce? Uite așa! Păi de ce? Uite așa! Împreună noi ne vom distra. Împreună noi ne vom distra. Jucați-vă împreună! Jucați-vă împreună! Jucați-vă împreună! Cu barca sunt prietenii noștri, Țopa și Ariciu. Bună! Salut! Micuții noștri, Țopa și Ariciu, se vor juca pe malul mării. Ce este? O barcă! O barcă! Cu barca. Prietenii vor să navigheze cu barca. Dar cum se vor urca în barcă? Priviți! Țopa are o idee! Țopa a găsit o scândură. Acum poate ajunge la barcă. Ba nu poate. Scândura e scurtă. Da, prea scurtă. Cum pot să ajungă pe barcă? Vom zbura! Vom sări! Sunteți supărați? Da, supărați! Țopa, Ariciu, mai bine găsiți o altă... O altă scândură! Una lungă! Da, e destul de lungă să ajungă până la barcă. Și iată, astăzi ați învățat ceva nou, copii! Da, așa e! Ura! Lung și scurt. Această scândură e lungă, iar aceasta e scurtă. Urechi lungi! Urechi scurte! Trenul-i lung, lung, lung și de departe-l vezi venind. Se apropie rapid, țiuind! După el apare îndată încă un trenuleț. Dar iată, este scurt, are doar un vagon. Un morcov lung și un morcov scurt. Lung, scurt. Lung! Este scurt! Este lung! Este scurt! Este lung! Este scurt! Lung, lung, foarte lung! Lung, lung, tot mai lung! Uite cât e de lung! Dar din lung se face scurt! Mai lung, uite cât e de lung! Unul lung și unul scurt! Este foarte scurt! Foarte scurt! Unul lung și unul scurt! Unul scurt! Căsuțe! Bună ziua, copii! Bună! Construiesc o căsuță! Și eu! Bună! Căsuțe! Copii,
O să le puneți și acoperiș căsuțelor voastre? Acoperiș? Dan, eu știu cum! Nu știi! Uitați! Mai sunt destule! Acoperișul meu! Al meu! Nu, al meu! Al meu! Al meu! Un triunghi și seamănă mult cu un acoperiș. Ura! Am acoperiș! Și eu am acoperiș! Mulțumim! Milu? Ce vrei să faci acolo, Milu? Mai multe triunghiuri! Oh, un brăduț! Brăduț! Poate ai vrea să-l plantezi în pădure? Ce căsuțe frumoase aveți în pădurea asta, copii! Mulțumim, Milu! Bravo vouă! Triunghiul. Milu, ce formă ne vei prezenta astăzi? Triunghiul! Căsuța e drăguță, vântul ajunge la casă. Al triunghi o protejează, vântul ajunge la casă. Al triunghi o protejează. Un triunghi zmeu. Un triunghi barcă cu pânze. Un triunghi indicator. Triunghiuri fanioane. Triunghi! Iată triunghiurile! Este un triunghi? Triunghi. Balansoarul. Cine e? Este Grohi. Bună! Salutare! Mă duc să mă joc. Ce frumos! Și cu ce o să te joci? Cu balansoarul! Ia uite! Este Milu. Acum vă puteți juca împreună. Nu! Cu ea? Nici gând. E, se pare că au decis să se joace singuri. Grohi a găsit ceva. Un balansoar. Da, un balansoar. Eu l-am văzut prima. Oi. Hei!
deci... Te distrezi? Nu! Pentru ca balansoarul să funcționeze, îți trebuie... Știu! Balonul! Balonul? Nu știu dacă o să ajute. Așa nu merge. Acum ce fac? Balonul e prea ușor. Îți trebuie ceva mai greu. O piatră! Deci, copii, ce aveți de gând? Eu nu mă distrez. Nici eu. Balonul e prea ușor. Piatra e mult prea grea. Oare cum poți face balansoarul să funcționeze? Împreună! Cine vrea să învețe mai multe despre obiecte ușoare și grele? Da, așa! Ușor și greu. Grohi are un balon. Balonul e ușor. Iar Milu are o piatră. Piatra e grea. Eu am un balon, e foarte ușor. Și o pană care plutește în zbor. Cine e greu? Cine e greu? Greu este hipopotamul meu. Eu am un balon, e foarte ușor. Și o pană care plutește în zbor. Cine e greu? Cine e greu? Greu este hipopotamul meu. Acum găleata e ușoară. Și acum e grea. Da, e atât de grea. Ușoară! Da, foarte ușoară! Eu am un balon, e foarte ușor. Și o pană care plutește în zbor. Cine e greu? Cine e greu? Greu este hipopotamul meu. Eu am un balon, e foarte ușor. Și o pană care plutește în zbor. Cine e greu? Cine e greu? Greu este hipopotamul meu! Foarte greu! De avați ascunselea! Bună ziua, copii! Oh, dar unde sunt? Copiii au vrut să se joace de avați ascunselea! Unde o fi țopa? Trebuie să mă gândesc! Țopa este neastâmpăratul mic și poznaș. Nu poate sta locului nicio clipă. Tot timpul aleargă undeva, se bucură de ceva și joacă ceva. Câteodată e atât de distrat încât poate supăra pe cineva cu jocul lui fără să bage de seamă. Împreună cu țopa vom învăța să fim atenți și sensibili. Cred că știu unde se ascunde. Hei, bună! Bună! Acum să-l găsim pe Ariciu. Ariciu e un copil serios și ascultător. Îi plac jocurile retrase și liniștite. Iar Ariciu este un pic singuratic. Împreună cu Ariciu vom învăța să fim deschiși și prietenoși. Se pare că am găsit pe cineva. Bună! Bună, Ariciu! Ai văzut-o pe Grohi? Grohi este o mică prințesă. Se îmbracă precum o prințesă. Se învârte în fața oglinzii ca o prințesă. Și e ofturoasă ca o prințesă. Dar ea nu vrea să supere pe nimeni. Împreună cu Grohi vom învăța să fim politicoși și plăcuți. Te-am găsit! Și Milu? Și Milu? Milu e micul pictor. Îi place să deseneze și e atent cu oricine este trist. Dar și el plânge câteodată din temir ce.
se îmbufnează și se necăjește. Împreună cu Milu vom învăța să fim mai puțin triști și să râdem mai mult. Milu! Aici sunt! Așa, cine urmează? Urmează Pandi! O, ce neastă împărată! Dacă undeva ceva cade, se sparge sau se rupe, fiți siguri că responsabila a fost Pandi! Împreună cu Pandi vom învăța să facem diferența dintre lucrurile prietenoase și cele periculoase. Unde e ascunsă? Bună! 1, 2, 3, 4, 5! Toți cei 5 prieteni sunt aici! Baby Ricky, să desenăm! Năsuc roz curios, urechiuși albastre și lungi. Cine e? Țopa! Țopa? El este. Țepi mov în formă de triunghi, cu ochelari mari și mov. Cine este? Ariciu! Ariciu, așa este. Bot roz, cu panglică roz și chiar cu gheruțe roz. Cine este? Grohi! Grohi, ea este! Salutare! Lăniță moale și mov și cornițe mov. Cine este? Milu! Milu, el este. Bună! Albă, dar cu gheruțe negre. Cine este? Pandi! Pandi, așa este. Da! Bună! 1, 2, 3, 4, 5. Ce bine ne jucăm noi împreună! Sărim și țopăim. Bună, Milu! Bună, Grohi! Bună! Salut! Bună, Țopa! Opa! E! Hop! 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 Wow! Poți să faci așa? Nu! Nu pot! Opa! Țopa! Îl poți învăța pe Milu să sară? Da, este simplu! Fă ca mine! Hop, hop, hop! Și așa! Și așa! Hei, hei! Și așa! Totul este așa de... greu? Da, greu. Da, nu e prea plăcut să cazi pe ceva tare. E mai bine să cazi pe moale. Hei, ia uite! Au, Grohi, aici e tare! Voi, voi, voi! Grohii, așteaptă! Țopa, ajută-l! Grohi, o masă este dură și o pernă este moale. Aha!
perne moi, sărituri amuzante. Tare și moale. Tare! Eu iubesc la nebunie, pam, param, pam, pam. Perna moale și pufoasă, pam, param, pam, pam. În perne îmi place să mă joc, s-ar răzut și mă arunc. Pernele eu le ador. Odeaua tare, masa tare și copaci cu scoarță dură. Pietre tari de drumuri multe, vezi, nu te lovi, ascultă. Gogoașa e moale, farfuria e tare, perna e moale, cartea e tare, pisica e moale, testoasa e tare. Odeaua tare, masa tare și copaci cu scoarță dură. Pietre tari pe drumuri multe, vezi, nu te lovi, ai grijă, au, au. În perne-mi place să mă joc, s-ar răsuși și mă arunc. Pernele eu le ador, pernele eu le ador. Versiunea limba română a fost dublată studiourile Fast Production Film. Abonează-te la Tra-la-la și fii primul care urmărește aventurile simpaticilor prieteni. Baby Ricky, episoade noi în fiecare săptămână. Floarea. Ariciu, ia spune-mi, în ce te-ai costumat? Sunt un magician. Bravo! Știi și niște cuvinte magice? Știu! Bună ziua! Sigur că știi! Bună, Ariciu! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bagheta, sclipici! Țopa, nu cumva ai uitat cuvintele magice? Dan! Țopa! Dan, te rog! Poftim! Te rog frumos! Bună ziua! Te rog! Pa, pa! La revedere! Scuze! Scuzați-mă! Mulțumesc! De cuvinte magice, orice copil poate deveni un magician. Cuvinte magice. Știți ce cuvinte sunt cu adevărat magice? Abracadabra? Simsalabim? Vrei să fii magician, magician, magician? Fă-ți repede rost de o baghetă cu o stea. Iar
înveți rapid, iar apoi înveți rapid tot ce trebuie să spui pentru magia ta. Căci cuvântul magic nu-i un cuvânt rostit, hai hui, niciun prec, poc, por, niciun chex scos din cuptor. Nu-i cârnat, nu-i ridică, nu-i bomboană, nu. Dar pentru început, hai zi și tu, salut! Facem rost de o banchetă cu o stea, iar apoi vom învăța, iar apoi vom învăța tot ce trebuie să spui pentru magia ta. Căci cuvântul magic nu-i un cuvânt rostit, hai hui, niciun preg, boc, bor, niciun chec scos din cuptor. Nu-i cârnat, nu e ridiche, nici butuc nu e, doar cuvinte ce ne umplu zilele. Doar cuvinte ce ne umplu. Mașinuța. Bună, Ariciu! Asta este o jucărie nouă? Bună! E o mașinuță. Opa! Milu, ce trebuie să spui acum? Mulțumesc! Cu plăcere! Mașinuță! Grohi, ce s-a întâmplat cu mărgelele tale? S-au rupt! Mulțumesc! Cu plăcere! Unde e mașinuța? S-a pierdut cumva? S-a pierdut! Nu fi trist, Ariciu! Vom găsi mașinuța ta! Ba, n-o vom găsi! Mașinuță! Nu merge! Mulțumesc! Cu plăcere! Am găsit mașinuța! Ce bine e să avem prieteni și cuvinte precum mulțumesc și cu plăcere! Mulțumesc și cu plăcere! Copii, știți ce trebuie să spuneți când cineva vă ajută? Mulțumesc! Mulțumesc, hai spune! Mulțumesc, hai spune! E cuvântul magic, cel mai minunat! Cu pla pla plăcere, da! Cu pla pla plăcere, da! Asta trebuie să spui când te-au mulțumit! Cu pla pla plăcere, da! Cu pla pla plăcere, da! Asta trebuie să spui când te-au mulțumit! Ariciu, mulțumesc mult pentru că ai făcut curat! Cu plăcere! Au, au, au! Au, 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 au! Au!
Mulțumesc, hai spune. Mulțumesc, hai spune. E cuvântul magic, cel mai minunat. Cupla, pla, placere, da. Cupla, pla, placere, da. Asta trebuie să spui când ți-au mulțumit. Asta trebuie să spui când ți-au mulțumit. Versiunea limba română a fost dublată în studiourile Fast Production Film. Abonează-te la Tra-la-la și fii primul care urmărește aventurile simpaticilor prieteni. Baby Ricky, episoade noi în fiecare săptămână.